Ați făcut foarte bine, foarte bine ați făcut că ați punctat acest lucru. Dacă doriți să ne prezentăm întâi cu toții, să vedem ce autorități sunt prezente și după aceea să discutăm despre proiect. Eu consider că ar fi pozitiv să începem cu doamnele. Noi ne-am prezentat aici, s-a alăturat și colega mea Ioana Benga, de care v-am zis. Bună ziua, Ioana Benga. Bună. Bună ziua, Daniela Iorgulescu de la Garda de Mediu Brașov. Bună ziua, Claudia Bradu, arhitecta șefa municipiului Codlea. Bună ziua, Mihaela. Bună ziua, Mihaela, eu sunt reprezentanta firmei Maveco, care am tocmit raportul de valoare a impactului asupra mediului și a studiului de dispersie. Sunt împreună cu colega mea, Luca Bodochi. Din partea Tinder Metal Casting, Radu Calanci, administratorul societății, domnul inginer de la DSP, dacă este cineva? Încă nu. Sega Brașov. Încă nu. Probabil că pe parcursul dezbaterii ni se vor alătura și colegii de la alte autorități. Bun, deci societatea a depus documentația pentru obținerea acordului de mediu instalare cuptor rotativ în municipiul Codlea, strada Vâlchiului, numărul 148. APM Brașov a emis decizia de valoare inițială. Societatea a completat memoriul conform legii 292. Memoriul a fost transmis către autoritățile membre CAD. S-a analizat documentația în CAD-ul din 21.05.2020. S-a hotărât continuarea procedurii cu întocmirea raportului la studiu de impact. S-a emis decizia etapei de încadrare, societatea a depus studiul de impact asupra mediului și studiul de dispersie și acest raport este în dezbatere acum, în dezbatere publică, pentru orice comentariu, pentru orice observație, pentru publicul interesat, pentru că de la autorități avem niște puncte de vedere. Respectiv, DSP-ul ne-a transmis că nu este necesară întocmirea studiului de impact asupra sănătății populației. Se la Sega Brașov, societatea a depus documentația în vederea obținerii avizului de gospodărire a apelor deocamdată și Garda de Mediu își va prezenta punctul de vedere acum în dezbaterea publică. O să vă rog titularul sau evaluatorul să prezinte proiectul supus dezbaterii. Ne auzim? Da, doriți să spuneți dumneavoastră de la Silnef câteva cuvinte înainte despre proiect sau să prezint eu direct proiectul și concluziile studiului de evaluare a impactului asupra mediului? Asta ar fi cel mai indicat, doamna Mihaela, ca să încercăm un pic să discutăm și să fim pragmatici. Dacă doamna este de acord, doamna de la APN? Sigur. Deci, în primul rând, vreau să vă spun un singur, să specific că societatea deține o autorizație de mediu pentru turnarea metalelor neferoase la același punct de lucru unde se implementează noul proiect pentru o capacitate de 15 tone pe zi. Noul cuptor va fi amplasat, deci proiectul va fi amplasat în hala unde există cuptoarele, nu? Pentru care s-a obținut autorizația de mediu. Să ne prezentați acum ce rămâne, ce nu rămâne.
capacitatea nouă care trebuie autorizație integrată de mediu. Da. Bun, doriți să încep eu sau dorește de la Silvef Metal Casting cineva să spună două cuvinte? Cum? Doamna Mihaela, ca și prezentare foarte succintă, ceea ce dorim să facem noi acum este o dezvoltare a capacității de vorba de coexistere de fluxul de fabricație rămâne. Preconizăm o creștere a producției de lingouri și de semisfere, produsele noastre finite. Pe scurt, cred eu că e o prezentare extrem de concisă. Ulterior, dumneavoastră, în calitate de firmă care a efectuat acest studiu, puteți să oferiți detalii mai specifice în funcție de întrebările care probabil că vor veni. Bun. O să încep eu să prezint atunci proiectul. Nu știu dacă pot să fac, să share-uiesc prezentarea. Am permisiunea sau puteți să-mi dați permisiunea să share-uiesc prezentarea? De la butonul acela de share. Breakout. Da. Share content. Păi nu, trebuie să dea persoana să facă share. Aici da, dar nu știu de ce nu reușesc să prind share și... De ce nu s-a demonstrat? Să fi terminat bateria. Nu, da. Da, e ok, se vede. Se vede? Se vede? Se vede prezentarea? Se vede prezentarea? Da, am văzut. Acum nu. Se vede. Nu știu, puteți să mă ajutați să... Ne prezentați pe fal și nu e nicio problemă. Puteți să mă ajutați să... Meeting center. M-auziți? Prezentați atunci verbal. Bun. O să prezint verbal dacă nu reușesc să pun prezentarea, deși ar fi fost mai bine ca să vadă toată lumea puțin. Find meeting flow device. Nu știu ce să-i fac. Bun, încep să prezint. Deci, așa cum ați spus dumneavoastră, este vorba despre un proiect derulat de Silnef Metal Casting la punctul de lucru de la Codlea, strada Hălchiului numărul 148, județul Brașov, și investiția se realizează pe același amplasament pe care în prezent funcționează acest obiectiv autorizat, deținând autorizația emisă de Agenția de Protecție a Mediului, precum și o autorizație de gospodărire a apelor pentru activitatea desfășurată. Nu reușesc să șeruiesc prezentarea. Da, pe PowerPoint. Am și PowerPoint aici. Bun, obiectivul... are nevoie de a depus documentația pentru obținerea codului de mediu și în cadrul procedurii, constatându-se că depășește capacitatea de producție prevăzută de legislația privind emisiile industriale, s-a solicitat
biodiversitate, evaluarea impactului asupra mediului și studiul de dispersie. Se vede? Nu se vede. Nici acum nu se vede. No, bun. Mergem mai departe. Acum? Nici acum nu se vede. Acum da, în sfârșit. Bun, bun. Așa. Suprafața amplasamentului este de 14.800 de metri pătrați. Cea mai apropiată zonă de locuință din municipiul Codlea se află la peste 1.000 de metri pătrați de obiectiv. Așa cum este cunoscut, obiectul de activitate nu s-a modificat, deci în continuare va fi acela de turnare al metalelor, a metalelor nesferoase, respectiv aluminiu. Și, cum spuneam și mai devreme, creșterea capacității de producție a dus la încadrarea obiectivului sub incidența legislației privind emisiile industriale, respectiv punctul 2.5b din legea 278 privind emisiile industriale, topirea metalelor neferoase cu capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb și cadmiu, respectiv, în cazul nostru, peste 20 de tone pe zi pentru celelalte metale. Ca și materii prime, nu s-a schimbat nimic. În procesul tehnologic se utilizează aceleași materii prime, respectiv deșeurile metalice, iar produsele finite sunt asemenea aceleași ca și în prezent, lingouri și sfere de aluminiu. Capacitatea de producție normal se va modifica ca urmare a instalării acestui cuptor și va ajunge la topire, capacitate de topire de șeuri 8.400 tone pe an și producție după aliere circa 11.700 de tone pe an. Proiectul prevede realizarea cuptorului de topire cu o capacitate de încărcare între 5 și 9 tone și cu o rată specifică de topire de 2 tone pe oră, ajungând așa astfel la capacitate de 35-40 de tone pe zi. Topirea se va realiza folosind ca și combustibil gazul natural. Realizarea acestei investiții, desigur, vine și cu o instalație de tratare a emisiilor, și anume o instalație de tratare cu sistem de curățare a sacilor și cu sistem de atenuare a zgomotului, sistem de injecție aditiv pentru reținerea unor gaze de protecție și cu un coș de dispersie cu înălțimea de 20 de metri. Acest nou sistem de tratare a gazelor garantează emisii de pulberi sub 5 mg pe normal metru cub la evacuare. Ca să răspundem și întrebării Agenției de Protecție a Mediului, ce rămâne la finalizarea investițiilor și ce nu mai rămâne, practic pe amplasament la finalizarea investițiilor vor fi toate aceste echipamente, utilaje și instalații, respectiv cu cuptorul care face obiectul proiectului, un cuptor basculant care se va folosi în continuare pentru menținere, aliere, degazare, dezoxidare, un alt cuptor basculant de menținere cu capacitate de 5 tone pe ceargă și un al treilea cuptor basculant de deferare și el de menținere cu un cuptor de deferare și elaborare aluminiu secundar cu două compartimente cu capacitate de 2 tone pe șarșă. Banda de limbutare, bazinele de înmagazinare apă de răcire, banda de formare semisfere, hote de absorție, 4 bucăți amplasate deasupra cuptoarelor, instalație de tratare și dispersie a emisiilor de la procesarea de aluminiu, instalația nouă de tratare și dispersie emisiilor de la procesarea deșeurilor de aluminiu, cea nouă cu un debit de 48.000 de metri cubi și centrifuga pentru curățarea șpan de aluminiu cu element filtrant pentru separare uleiuri,
Desigur, și toate instalațiile și echipamentele legate de utilități. Procesul tehnologic rămâne același, anume topirea deșeurilor de aluminiu prin trecerea materialelor în stare solidă, în stare lichidă, încălzindu-se până la o temperatură de 680-700 grade Celsius, urmată de îndepărtarea rezidului tehnologic, aliere de gazare, returnarea lingourilor sau semisferelor, balotarea, depozitarea și livrarea. În mare, procesul tehnologic nu se modifică. Sigur, când vorbim de evaluarea impactului, ne interesează emisiile asociate procesului, cu atât mai mult cu instalația intră sub incidența emisiilor industriale. Și în acest context, ne referim la ce prevede documentul de referință BAT, industria metalelor neferoase și ghidul tehnic privind inventarul emisiilor de poluanți în aer, Coriner 2019. Astfel, emisiile specifice prevăzute de aceste documente pentru producția secundară de aluminiu sunt pulberi cu conținut de compuși metalici, oxid de azot, oxid de fum, oxid de carbon, produse organice cu o combustie slabă, cum sunt PC, DDEU și alți compuși organici volatili. Emisiile pot să apară în timpul diferitelor etape ale procesului de producție și se datorează în principal combustibilului utilizat, gradului de contaminare a deșeurilor, dar și managementului general realizat de agentul economic. Emisiile difuze apar în principal în timpul depozitării și manipulării materialelor care emit praf, de exemplu zgura rezultată de la procesul de topire și, bineînțeles, și datorită captării sau tratării insuficiente a gazelor reziduale sau atunci când cuptorul se deschide sau când se încarcă sau când au loc alte procese specifice, de exemplu, de gazarea. Studiul de dispersie a poluanților realizat în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului s-a raportat la cea mai defavorabilă situație, adică la limitele cele mai defavorabile prevăzute de legislația românească în domeniul atmosferei, respectiv legea 104/2011 privind protecția atmosferei. Astfel s-a lucrat cu limite pentru SO2 de 8 microgram pe metru cub, pentru NOx de 19 microgram pe metru cub, pentru monoxid de carbon de 5 mg pe metru cub, pentru produși de ardere organici 0,4 nanogram pe metru cub și pulberi în suspensie 20 microgram pe metru cub. Toate aceste limite sunt preluate din legea privind protecția atmosferei, fiind considerate cele mai defavorabile limite, precizăm că nu de emisie, ci sunt cele care ar trebui să fie percepute de mediul înconjurător. În urma dispersiilor, de fapt, studiul de dispersie s-a realizat cu două seturi de date, tocmai pentru a avea o comparație. Pe de o parte cu factori de emisie derivați din concentrații din buletinele de analize realizate de agentul economic și pe de altă parte cu factori de emisie preluați din Coriner. Deci modelarea dispersiilor s-a făcut în ambele situații. Pe acest slide o să vedeți rezultatele, nu o să stau să citesc toate rezultatele, dar ce a rezultat în final, că la limita zonei locuite, poluanții considerați în studiul de dispersie nu au un impact asupra
acestor zone rezidențiale. Desigur, există valori maxime rezultate din modelare la distanțe de 268 de metri, 292 de metri și pentru indicatorii pe care îi vedem aici, dioxidul de sulfe, NOx, monoxid de carbon, pulber și depuneri de pulberi. Câteva cerințe legate de legislația privind emisiile industriale și de conformarea cu cele mai bune tehnologii disponibile. Criteriile avute în vedere încă din faza de proiectare a acestui cuptor se referă la managementul general și operațional, la modul în care se utilizează energia, bineînțeles la emisiile în aer și existența instalațiilor de tratare și la gestionarea generală pe amplasament a tuturor emisiilor, inclusiv a deșeurilor rezultate din procesul tehnologic. În tabel o să puteți observa și care sunt limitele de emisie prevăzute de documentele de referință, respectiv o parte dintre acești indicatori au fost și modificați: pulberi, compuși organici, compuși de combustie, clorul și acidul clorhidric. Cam asta este prezentarea în mare. Dacă sunt întrebări, așteptăm să putem răspunde la aceste întrebări. Bună ziua, Lavinia Băidean mă numesc. Da. Eu am o întrebare, sunt locuitor în Codlea. Apreciez că o societate comercială își mărește capacitatea și sunteți într-o continuă expansiune. Întrebarea mea este: rezidurile de la rezultate în urma procesului tehnologic, unde vor fi depozitate? Din procesul tehnologic rezultă mai multe categorii de deșeuri. O parte dintre acestea sunt deșeuri care sunt, așa le numim, deșeuri bune. Ele, mai conținând aluminiu și putând fi reutilizate în proces, aceasta este și în spiritul economiei circulare și agentul economic utilizează o parte din rezultate din procesul tehnologic, le reintroduce în proces. O altă parte de deșeu care nu mai pot fi utilizate sunt colectate separat, pe tipuri și pe categorii, și sunt predate operatorilor autorizați cu care agentul economic are și în prezent contract. Nu am cum să dau domnul. Intervin un... Mă auziți? Deci aș dori în primul rând să vă expun și părerea APM Brașov după ce am analizat raportul la studiu de impact asupra mediului. Iar după aceea, în funcție de cei care s-au înscris pe chat, vor lua fiecare cuvântul și evaluatorul sau titularul vor încerca să răspundă acestor observații sau întrebări, dacă sunteți de acord. Deci, în urma analizării raportului de studiu de impact asupra mediului pentru proiectul propus, am constatat că nu este prezentată conformarea cu toate cerințele BAT și PREF aplicabile activității desfășurate de societate. S-a făcut analiza BAT doar pentru topirea metalelor, nu și pentru turnare. Acesta este un aspect.
Nu au fost date informații complete la capitolul de aer referitoare la eficiența măsurilor de implementare pentru dirijarea emisiilor fugitive și la posibilitatea și prognoza respectării valorilor BAT aplicabile. Numai puțin, dirijarea emisiilor fugitive. Eficiența de captare a emisiilor. Eficiența de captare a emisiilor. Și inclusiv pentru emisiile de compuși generatori de miros. În comparația cu cerințele BAT și BREF care au fost anexate raportului studiului de impact asupra mediului, la miros scrie că nu este cazul. Trebuie explicat de ce nu este cazul. Vă spun acum și punctul, dacă doriți, la punctul 19. BAT 19. Da, la miros. La BAT 19 nu este cazul. De ce nu este cazul? Acolo trebuie explicat. De asemenea, trebuie furnizate informații suplimentare la capitolul 7.2 din raportul la studiu de impact, respectiv măsuri pentru evitarea, prevenirea și reducerea impactului, referitoare la reducerea impactului asupra calității aerului și a solului, având în vedere că au fost identificate depășiri ale pragului de alertă pentru cadmiu și plum și a pragului de intervenție pentru cupru. Da, am explicat că este o poluare. Deci asta, alte măsuri, este primul raport de referință care se face și nu s-au mai făcut analize. Raportul de referință tocmai de asta se face, ca să identifice situația la acest moment și foarte posibil să existe o poluare istorică. Dar ce măsuri sunt luate pentru a, pentru a diminua aceste concentrații ale, ale metalelor din sol? Măsurile vor fi luate, adică prin monitorizarea factorilor de mediu, apă, freatică și sol, se va constata dacă obiectivul are impact. Și măsurile se vor lua, dar dacă obiectivul nu are impact în următorii ani, nu, ce măsuri să luăm? Adică măsurile sunt, acesta este momentul zero. Dumneavoastră trebuie să identificați și să stabiliți dacă sunt necesare măsuri. Nu scrie nimic, scrie doar atâta în raport că sunt identificate depășirea replacului de alertă pentru ce am spus, cadmiu și plumb, și intervenție pentru cupru. Atâta. Am înțeles, o să... Și pentru Și de asemenea trebuie refăcut programul de monitorizare propus la capitolul 7.3, măsuri de monitorizare propuse, pentru că nu respectă cerințele legislative în vigoare. Trebuie specificat locul de monitorizare, poluantul, metoda de măsurare, frecvența, perioada de mediere, luând în considerare faptul că măsurătorile pentru determinarea concentrației substanțelor poluante al aerului, apei și solului trebuie să fie reprezentative. Da, dar noi suntem în fază de acord de mediu. Păi de la fază de acord analizăm impactul și inclusiv cel cumulat cu ce există pe amplasament deja, că există o turnătorie. Și de la fază de acord trebuie să identificăm punctele de măsurare pentru a putea fi pregătite în momentul în care se autorizează activitatea. Am înțeles. O să propunem punctele de monitorizare, sigur că da. Dar vă rog, aveți în vedere și cerințele documentului de referință pe monitorizare în ceea ce privește frecvența, stabilirea frecvenței de monitorizare. Aveți în vedere și impactul și nevoia de control al emisiilor și reclamațiile existente în zonă. Deci toate acestea sunt niște factori care trebuie analizați în momentul în care se stabilește frecvența de monitorizare, pe lângă cerințele legislative existente.
Și ceea ce aș vrea să subliniez în plus sau față de ce a spus colega mea, este foarte important să avem informații referitoare la eficiența sistemelor de reducere. Pentru că am văzut un raport că nu se specifică foarte clar dacă se poate se va respecta limita de prevăzută de decizia BAT pentru metale neferoase de 5 mg de pulber pe metru cub. Trebuie să aveți documente cu care să justificați că veți putea respecta această valoare. Dar este prevăzut în raportul de evaluare a impactului asupra mediului, este prevăzut și am pus și în prezentarea de acum faptul că instalația de tractare achiziționată în cadrul acestui, care urmează să fie să intre în funcțiune în cadrul acestui proiect, asigură limita prevăzută de lege, inclusiv pe prezentarea asta. Am pus prezentarea din prezentarea luat din raport. Am văzut acest lucru. Ce vreau să subliniez este faptul că pe acel coș de dispersie probabil vor fi eliminate toate emisiile captate, inclusiv cele de la turnare. Deci pe lângă topire și aliere și menținere în ceea ce ați discutat până acum, există și emisiile de la turnare. Și trebuie să vă asigurați că se va respecta această valoare limită. În sensul acesta am cerut informații privind eficiența captării și a reducerii emisiilor. Acum am văzut că s-au înscris la cuvânt. O să dau cuvântul domnului Ungureanu. Ne auziți, domnul Ungureanu? Ați am zis că trebuie de făcut studiu de dispersie. Ne auziți? Deci, drept urmare, se va reface studiul de dispersie. Vă vom face o adresă cu tot ce trebuie să completați la raportul de impact asupra mediului și la studiul de dispersie. Doamna Ungureanu? Bună ziua! Dacă puteți un pic mai tare, vă rog. Din acest tras. Nu pot să ating cum s-a ajuns în situația asta. Nu că va continua această situație. Deci cum s-a ajuns, nu știu ce și cum. Dacă se mărește producția și se așteaptă formare de lucruri. Foarte rău vă auzim, doamna Ungureanu. Dacă puteți un pic mai aproape de microfon, vă rugăm. Da, încerc. Ăsta este calculatorul meu. Vreau să știu de ce DSP-ul a considerat că nu ne afectează sănătatea. Pentru că ne afectează cu siguranță și afectează sănătatea și copiilor noștri. Am înțeles că există cadmiu, plumb. Dacă a existat o autorizație pentru așa ceva, cum a fost posibil? Vreau să vă spun că ceea ce avem noi în casă, praful, nu e praf ca în alte localități. E o pulpere, e o zgură. Aia este în casa noastră. Deci este și în aer, deci este și în plămânii noștri. De ce nu sunt chemați la o astfel de dezbatere medicii de familie? Să fie întrebați câte cazuri în care copiii sunt afectați. Este o dezbatere. Au existat
stat accidente. Cine ne garantează că la mărimea producției vor exista în continuare accidente? Controlele se fac așa cum se fac. Controle controlate, cu alte cuvinte. De ce nu ai un pic în vedere sănătatea populației? La 1000 de metri, locuința, când se vede clar ce pun este acolo. Nu e lege care să ne protejeze. Faceți cumva să fie acea lege care să ne protejeze. Pur și simplu nu mai avem unde trăim. Nu mai avem unde trăim. N-au decât să te ducă să formeze oriunde. Dar nu aici. Am drept la un aer curat. Vreau aer curat. Deci am vorbit destul de tare. Da, v-am auzit, doamna Ungureanu. Trebuie totul să aibă doar așa, numai bun, am lăsat-o pe nebula aia să vorbească. Nu, doamna Ungureanu, pentru că... Nu, doamna Ungureanu, toate părerile sunt consemnate într-un proces verbal, toate, la toate problemele încercăm să găsim răspuns sau să fie redirecționate către organele abilitate. Vom redirecționa, că văd că DSP-ul, nu știu dacă... Dacă ni s-a alăturat la această dezbatere publică. Da, la câte accidente? Deci, păi câte vor mai avea loc de acum încolo? Noi să redirecționăm sesizarea dumneavoastră către DSP, să dea un răspuns de ce nu au considerat că este necesară întocmirea unui studiu de impact asupra sănătății și asupra populației. În momentul în care a fost amplasată acea fabrică acolo, s-a avut în vedere direcția predominantă a vântului. Societatea aici poate să răspundă că au obținut un acord de mediu, nu mai țin minte, ne auzim? Da. Domnul de la SINEF, să răspundeți, doamnei, ați obținut un acord de mediu dat de ARPM Sibiu pe vremea aceea. De Sibiu? Nu era procedura atunci, era autoritatea superioară nouă care se ocupa de toate documentațiile, de proiectele cu studiu de impact asupra mediului. Deci nu le dădea Brașovul, toate erau analizate acolo. A existat un acord de mediu pentru o capacitate, din câte mi-amintesc, mult mai mare și de turnare și altor metale, nu? Da, da. Deci domnii au obținut un acord de mediu și ce au făcut, au făcut la o capacitate mai mică. Trebuie să-și demonstreze conformarea prin buletinele de analiză. Acum o să rog reprezentanții colegii mei de la Garda de Mediu să spună câteva cuvinte. Dacă s-a făcut control. Bună ziua! De fiecare dată când am avut o sesizare, colegii au mers pe teren și în cazul în care au găsit neconformități, societatea chiar a fost sancționată. Deci de fiecare dată când neconformitățile au fost constatate, colegii au aplicat sancțiuni. Pe reprezentantul primăriei Codlea să ne spună un pic despre destinația zonei în planurile urbanistice. Cum este zona încadrată?
Mai este cineva de la primăria Codlea? Era doamna arhitect. Da, sigur că da, scuze, până am pornit microfonul. Este zona industrială a doua, deci mare industrie, dar exact cum a zis doamna Ungureanu, am dorit și noi totuși să facă societatea un studiu de impact asupra sănătății populației pentru a avea mai multe informații, mai multe date. Cred că societatea își poate permite acest studiu și ne-ar ajuta foarte mult și în relația cu cetățenii, pentru că toată lumea e speriată. Nu știm cu ce ne confruntăm, nu știm exact ce înseamnă emisiile, nu suntem toți de specialitate. Și poate că acel studiu ne-ar liniști. Deci noi ne-am dorit și chiar am solicitat să se facă acest studiu de impact asupra sănătății populației. Lângă mine este și domnul primar, și domnul viceprimar, și domnul administrator public. Și toți avem această intervenție. Am văzut punctele dumneavoastră de vedere pe parcursul întregii proceduri și la faza de memoriu de prezentare și ulterior, în care ați spus că doriți ca societatea să întocmească un studiu de impact asupra sănătății populației. Acum, răspunsul de la DSP nu ține de noi, deci au considerat dânsii, repet, această sesizare va fi redirecționată către dânsii să ne dea un răspuns. Inițial doreau informații suplimentare despre substanțele posibil poluante pentru atmosferă, respectiv monoxid de carbon, oxid de azot, oxid de sulf, pulber totale, pulber în suspensie. Societatea a întocmit studiul de impact asupra mediului și ulterior întocmirea acestui studiu și afișării lui, DSP-ul a considerat că nu este necesară întocmirea studiului de impact asupra stării de sănătate asupra populației. Nu APM-ul, nu APM Brașov solicită acest studiu. Știm exact. Problema este că nu DSP-ul trăiește în Codlea. Noi trăim în Codlea și noi ne îmbunătățim. Sunt de acord cu dumneavoastră și tocmai de aia toate punctele dumneavoastră de vedere vor fi redirecționate către dâns și să ne explice de ce au considerat că nu este necesară. Eu sunt curioasă dacă cei de la Garda de Mediu chiar au venit și pe noaptea sau dimineața de vreme când acești oameni dau drumul la acele emisii. Poate că ar ajuta în acest moment al discuției ca evaluatorul sau operatorul să prezinte puțin măsurile de control a emisiilor care vor fi implementate pe amplasamente atât în funcționare normală cât și în funcționare în condiții anormale. Și asta ar oferi o informație suplimentară publicului. Răspunde de la Silnev cineva sau? Deci, din punctul nostru de vedere al evaluatorului de impact asupra mediului, măsurile pe care le-am propus noi pentru diminuarea impactului asupra mediului sunt următoarele. Asigurarea trațabilității compoziției deșeurilor, pentru că materia primă pentru procesul tehnologic sunt deșeurile, care sunt în diverse stadii de contaminare. Și atunci o mai bună trasabilitate a compoziției deșeurilor ar asigura și un control mai bun al emisiilor. Apoi, o altă măsură propusă de noi a fost cea de a selecta corespunzător materiile prime înainte de încărcarea în cuptoare. Apoi, câteva măsuri referitoare la stocarea deșeurilor de aluminiu în incinte acoperite, impermeabilizate, compartimentate, lucru care de fapt se realizează în acest moment. Curățarea prin centrifugare a șpanului de aluminiu de emulsii uleioase. Aceasta este o instalație care funcționează pe amplasament și care de asemenea contribuie la reducerea impactului asupra emisiilor în aer prin faptul că deșeurile care sunt introduse în cuptorul de topire sunt curățate de emulsiile uleioase. În cadrul proiectului, cum spuneam, se va realiza și acea instalație de tratare a emisiilor
care nu exista și care, la care vor fi racordate toate cuptoarele, inclusiv hotele care vor capta emisii difuze. Apoi, cuptoarele au arzătoare cu oxicombustibil, ceea ce reduce formarea oxidului de azot termic. Sigur, sunt și câteva măsuri care țin strict de managementul și de exploatarea instalației, cum ar fi respectarea parametrilor optim de funcționare, optimizarea proceselor pentru a reduce emisiile și consumurile de energie, verificarea etanșeității și eficienței instalației de depoluare și, așa cum a spus și reprezentantul Agenției de Protecție a Mediului, controlul surselor de emisii difuze prin întreținerea și operarea corespunzătoare a tuturor instalațiilor. Gestionarea corectă a emisiilor difuze din proces, de exemplu de la scoaterea zgurii sau de la scoaterea produselor finite. Monitorizarea periodică a emisiilor și inițierea de acțiuni corective imediate, dacă este cazul. Respectarea graficelor de revizii, restricții de viteze pentru mijloacele auto care traversează inclusiv platforma obiectivului, o mai bună curățenie și întreținere a tuturor zonelor de lucru și planificarea întregii activități, așa cum a spus și doamna dinaintea, care a pus întrebarea, planificarea întregii activități, în așa fel încât să nu existe situații care să creeze disconfort cetățenilor. Cu această investiție la care ne referim, cuptorul nou de topire, este un cuptor de ultimă generație, dar instalația de tratare, achiziționată de tratarea emisiilor, a venit la pachet cu acest cuptor și este de asemenea de ultimă generație. Tot ce se folosea înainte, practic a suferit, toate instalațiile de tratare folosite înainte, practic au suferit prin această nouă investiție un upgrade. Deci, ideea acestei investiții este nu numai de a crește capacitatea de producție, ci și de a reduce impactul asupra atmosferei datorat activității desfășurate pe amplasament. Doamna Abeu, puteți scoate un pic share screen-ul ca să vedem și noi cine vorbește? Mulțumesc! Ce aș vrea totuși să subliniez, ar trebui specificate și măsurile care se vor implementa în condiția normală de funcționare, sunt cele care au fost reclamate de populație. Cele normale de funcționare, pe lângă tot ce ați specificat dumneavoastră în analiza VAT, erau trecute și faptul că se respectă cerințele VAT din decizie. Spuneți că se vor implementa. Am văzut că nu le-ați enumerat de acum. Da, da, da. Deci o să facem completările acestea pentru condiția normală. Da, și să le identificați foarte clar, să fie asumate de operator, să știe ce are de făcut, mai mult decât și bună organizare. Este foarte bine să fie organizată activitatea, dar trebuie luate măsuri eficiente de reducere, nu doar să ne organizăm. Și poate pentru condițiile anormale puteți să identificați, dacă nu, ulterior să fie transmise. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Păi, da, eu m-am înscris, Ervin Albu sunt, m-am înscris la cuvânt pe chat. Se respectă ordinea sau? Stați un pic. Haideți, spuneți dumneavoastră, că dacă dumneavoastră ați zis, unii scrimați vor să și
Ervin Albu sunt. Da, am următoarele expuneri și remarci și întrebări. Bun, DSP consideră că nu e nevoie de studiu de impact al sănătății populației. N-am înțeles exact pe ce se bazează această lipsă de nevoie din partea DSP-ului și aș dori și eu un răspuns. Sigur, avizat în legătură cu aceasta. Mă interesează foarte mult, în numele cetățenilor din Codlea, ce sancțiuni, pentru ce anume și în ce cuantum a primit până în prezent firma Silnef pentru activitatea de pe strada Hâlchiului. Poate cineva să ne spună acum? Poate. Vă rog să faceți o informare sau voi răspunde solicitării APM-ului că trebuie să fac o cercetare. Da, trebuie să văd exact. Sigur, e în ordine. Ce vreau să evidențiez este că au primit sancțiuni, cred că nu destule, dar foarte serioase sau pentru probleme serioase. Pe de altă parte, poftiți? Au primit. Au primit, da. Codlenii au văzut de multe ori fum gros acolo, în zona respectivă, de toate culorile, și mai albicios și foarte, foarte negru, de mai multe ori pe zi. Deci am fost expuși de multe ori la aceste practici și în mod vizual, foarte clar. Am o întrebare, dacă va fi exclusă această practică, acum cu noile promisiuni, există posibilitatea să-și asume cineva că nu vom mai vedea astfel de evacuări în atmosfera Codlei? Dacă îmi permite, să răspund eu, domnului, în calitate de reprezentant legal. Vă rog. Da, știți. Domnul viceprimar Ervin Albu, ocazia personal în cinta formatoriei. I-am prezentat pas cu pas tot procesul de producție și deșeurilor, practic tot ce a se întâmplat acolo. Demonstrându-i că nu există un grad de pericol evident, inclusiv să-l confirma de oamenii care lucrează zi de și chiar de cea cu cinta formatoriei și mai departe de cei care erau în regiunul nostru. Tot împreună cu dânsul, o președință de Consiliu Local a prezentat măsurile pe care firma le-a luat, deci de urgență, pentru a evita acele onori accidentale. La solicitarea dânsului, la solicitarea cetățenilor, la solicitarea autorităților, firma a făcut un efort și a votat sistemul de filtrare, unul extrem de profesionist. El funcționează de aproape un an de zile și doresc ca domnul Ervin Albu să ne confirme că în această perioadă nu au mai fost onori accidentale pe care dânsul făcea referire acum un an de zile. Am putut să urmăresc atunci când spunea domnul Calancea că a fost și în 2019, discutăm despre anul 2019, sfârșit de an, când a fost și în ședința de Consiliul Local. Știu că și-au luat anumite angajamente. Din punctul meu de vedere, nu și le-au respectat în timpul în care și le-au luat, pentru că au tot urmat astfel de poluări accidentale, ceva de genul acesta. Nu mai asistăm în aceste momente la așa ceva, la o densitate. N-am mai putut să urmăresc eu, nu am mai reușit să urmăresc pe de o parte acel obiectiv din alte activități, din cauza altor activități, dar în același timp cred că s-au diminuat și pentru că a încetat activitatea în baza sau în urma presiunii populației. Așadar, din păcate, eu nu pot să vorbesc de bună credință la adresa firmei Silnef. Nu cred că este o bună credință și nu cred că va fi vreo bună credință în continuare activității în acel loc. Nu am cum să cred că va continua într-un mod care să facă tot posibilul să nu existe poluare. Există niște fante la acea clădire care, dacă privim cu atenție,
au urme de poluări accidentale. Încă mai au și din punctul meu de vedere vor mai avea. Eu nu pot decât să-mi exprim îngrijorarea în legătură cu continuarea activității Silnef, mai ales în apropiere de oraș, dar cu atât mai mult cu dezvoltarea activității. Așadar, nu cred în buna credință a acestei firme, nu cred că și-au dovedit-o pe parcurs. Dumnealor mi-au făcut o prezentare vizuală la un moment dat și din punctul acesta de vedere am apreciat la acel moment, dar accidentele ulterioare și nerespectarea angajamentelor luate în fața Consiliului Local, mai ales ca termene, pentru că termenele nu le-ați respectat, ci ați continuat activitatea. Această pandemie ne-a afectat pe toți. Echipamentele au venit toate din porturi. Eu sunt de acord, dar amintiți-vă că vorbim de noiembrie 2019 ca promisiune, nici de cum de începutul pandemiei 2020. La momentul în care noi v-am prezentat documentele, facturile prin care echipamentele erau achitate, producătorii au avut probleme, transportul nu s-a putut efectua conform standardelor. Deci trebuie să ținem cont și de aspectele acestea, deci să le evidențiem. Deci, din punctul nostru de vedere, sau al meu de vedere, acum că vorbesc în nume personal, în primul rând, neavând cum să vă demonstrez poate în acest moment că vorbesc în numele multor cetățeni, dar voi face și lucrul acesta dacă va fi necesar, nu v-ați respectat angajamentele luate în fața Consiliului Local, respectiv nu ne-ați explicat de ce nu vi le-ați putut... Am considerat că ne-ați respectat care Ok. Așa. Eu nu vă mai înțeleg. Se înțelege bine ce zice? Și aș vrea să intervin un pic aici. Deci, proiectul acesta și ulterior autorizația de mediu se va emite pentru capacitate maximă. Deci trebuie analizat impactul la capacitate maximă. Spuneți acum că nu s-a mai lucrat, că s-a lucrat mai puțin și de aceea. Deci trebuie să demonstrați conformarea și respectarea cerințelor și a legislației la capacitatea maximă proiectată a instalației. Nu vreau să continui foarte mult. Eu traduc ceea ce se întâmplă sau s-a întâmplat în ultimele luni ca o cumințire a celor de la Silnef în baza presiunii. Poluare accidentale, numai un pic, fumul acela negru alb ce a fost, aia nu este poluare accidentală. Accidentală este atunci când se răstoarnă o cisternă cu motorină de la un accident, aceea este poluare accidentală, când nu s-a făcut voit, a fost un accident, s-a întâmplat. Deci faptul că nu se captează emisiile sau că nu funcționează instalațiile conform cu respectarea datelor publice. Asta nu este o precizare pentru domnul Espinacu. Toată comunitatea cunoaște că datorită inițiativelor dumneavoastră, care în parte sunt lăudabile, a fost montat de către Agenția de Protecție a Mediului un echipament de măsurare a noțelor în zona de activitate a turnătorii. Este corect, domnul Alu? Este corect. 10 zile au stat acolo, dar instalația a fost foarte veche. Trebuie să... cu amplasarea încălută și așa mai departe. Da, corect. Nu, îmi permiteți vă... Instalația fiind foarte veche, poate pe PM10 a fost și haideți să vă întreb, influențează activitatea? Dacă ați aflat despre activitate și ați stat cu minți în perioada respectivă, ce relevanță au acele măsurători? Mulțumesc! Aș vrea din partea Agenției de Mediu să fac o referire la acele date. Așa cum a fost, toate autoritățile au fost informate, acele măsurări au fost măsurări de moment. Ele nu pot fi luate în calcul pentru a evalua impactul sursei. Pentru asta trebuie făcute studii de calitate aerului pentru a arăta contribuția fiecărei surse. Mai ales că datele meteo nu au arătat o viteză a vântului predominantă în cele 7 zile cât am făcut noi măsurările. Deci a fost o imagine de moment și atât. Nici măcar nu pot fi considerate măsurări indicative.
Iar dacă firma respectivă a știut, a avut habar de aceste măsurători și nu a activat conform experienței anterioare în acea perioadă, s-a cumințit și în acele 7 zile sau 10 zile, mi-aminteam eu că au fost. Am mai prelungit noi puțin atunci perioada, dacă greșesc, îmi cer scuze. Dar se poate atunci, bineînțeles, să nu fi fost relevante acele măsurători pentru activitatea propriu-zisă a firmei. Pe de altă parte, noi nu am putut monitoriza strict activitatea acelei firme, pentru că s-a monitorizat o zonă. Greșesc, doamna Benga? Nu, tocmai asta am spus. Noi am măsurat concentrația acumulată a mai multor surse, da, care s-au manifestat în acel moment. Da. Pentru a evalua impactul unei activități industriale, trebuie să avem fie monitorizare continuă, fie o evaluare făcută cu factori de emisie aprobată printr-o procedură. Mulțumesc. Tu nu poți să evaluezi impactul în baza așa a unor măsurări de scurtă durată. Concluzionez din toate cele spuse de mine și mă retrag. Experiența a arătat că Silnev nu a fost de bună credință și a continuat activitatea în ciuda unor probleme grave. Au fost sancțiuni și nu cred că mai putem să discutăm despre o acceptanță din partea populației din Codlea pentru asemenea practici. Așadar, și eu mă declar foarte ferm, foarte hotărât împotriva continuării activității pe de-o parte a Silnev acolo, cu atât mai mult împotriva dezvoltării activității. Vă mulțumesc frumos! Domnul Hâncu, vă rog să vă faceți ceva la microfon. Aude foarte, foarte rău ce spuneți dumneavoastră. Important să știm punctul de vedere al Silnevului. Mulțumesc! Domnul Agache, vă rugăm să luați cuvântul, că am văzut că v-ați înscris. Dumneavoastră urmați. Da, să rămânăm. Bună ziua! Înainte de a intra în ceea ce privește observații, întrebări și solicitări de completare la raportul privind impactul asupra pentru acest proiect, am două întrebări preliminare. Pentru că, în primul rând, pentru a înțelege locuitorii din Codlea ce urmează să se întâmple. După ce se acordă sau urmează să se acorde acest de mediu, care nu este... Vă auzim, ne pare rău, dar nu vă auzim deloc și nu putem să vă dăm o răspunsă. Nu mă auziți? Mă auziți? Alo, auziți? S-a blocat. Mă auziți? Se aude, doamnă? Da, haideți, da. Deci mă aud, da? Da, okay. Hai. Deci ce urmează, punct de vedere procedural, după obținerea sau neobținerea acordului, după obținerea acordului de mediu, urmează o nouă autorizare de mediu, o autorizare integrată de mediu? Exact. Ok. Și o întrebare pentru garda de mediu. Mă scuzați, vreau să mai spuneți ceva? După ce obțin acordul de mediu, obțin autorizația de construire emisă de primăria municipiului Codlea. După ce implementează proiectul, ne notifică cu privire la finalizarea proiectului. APM Brașov face un proces verbal în care se verifică dacă s-a respectat proiectul și condițiile impuse în acordul de mediu. Și după aceea abia poate să depună societatea documentația în vederea obținerii autorizației integrate de mediu. Deci acestea sunt etapele procedurale. Am înțeles. Pentru stimatele doamne de la garda de mediu, în momentul de față există vreun cuptor rotativ de topire montat pe amplasament? Bună ziua! Există, motiv pentru care societatea și fost sancționată. Și suntem în proces cu dânsii. Cuptorul, numai un pic, ce cuptor? Cuptorul care face obiectul proiectului nostru? Cine e asta? Da. Colega a sancționat, am văzut, existența unui cuptor care nu era prins în autorizația de mediu. Am înțeles. Și este cel care...
Nu pot să spun că nu am sancționat eu. Dar am vorbit și așa mi s-a am văzut. Am înțeles, nu este clar că și eu am exact aceeași informație. O să facem atunci, o să redirecționăm și către Garda de Mediu să ni se răspundă dacă la data verificării amplasamentului de către APM Brașov, deci ca procedură, societatea depune documentația, se face o verificare a amplasamentului, data la care nu era niciun cuptor pe amplasament, se emite decizia de valoare inițială și apoi se merge cu procedura. Noi pe, în altă etapă procedurală nu mai avem verificarea amplasamentului. În cazul în care a fost amplasat, o să redirecționăm către Garda de Mediu să ne răspundă dânsii dacă există amplasat acest cuptor sau nu. Am înțeles, vă mulțumesc. Acum intru pe fondul problemei. Primarul, în vederea elaborării raportului privind impactul asupra mediului de dumneavoastră, a solicitat la un moment dat următoarele lucruri. Vor fi identificate tipul și cantitățile de emisii de poluanți de acru și de pulbere de proiect, emisii din proces, emisii din praf din materialele manevrate în timpul construcției. La pagina 22 din raport, la capitolul 152, sunt detaliate anumite lucruri. Observația mea numărul 1 este următoarea. Raportul privind impactul asupra mediului, nu sunt menționate cantitățile de emisii de poluanți gazoși și pulbe în perioada de construcție a obiectului, provenite din trafic, utilaje mobile, nerutile, manevrarea materialelor, etc. Solicitate construiesc o hală. Solicitarea completarea nu este, vă solicităm completarea raportului de impact asupra mediului, de emisii de poluanți, gazoși și de pulbe, PM10, PM2, din trafic, utilaje mobile de mobilă, manevrarea materialelor, tipul construcției obiectivului în conformitate cu prevederile îndrumarului. Nu mă un pic, am înțeles. Am trimis și scris, apropo, tot ce vă spun eu este trimis în scris pe adresa dumneavoastră de office și... Astăzi am trimis, domnul Agache, astăzi? Astăzi am trimis după ora 17, ora începe. Vă rog numai un pic, aș dori să ne răspunde titularul sau evaluatorul studiului. Se va, construire ce înseamnă? Nu este un cuptorul nu este un utilaj care se amplasează într-o hală existentă? Exact despre asta este vorba, doamna director. Deci va fi un utilaj, un cuptor care va fi amplasat într-o hală existentă? Că da. A început că este o dezvoltare a actualei capacități de producție și nu o extindere. Deci în incinta actualei turnătorii se mai amplasează un cuptor. În speță e vorba de o construcție metalică destul de complexă cu echipamente adiacente de supraveghere, de control, de acces a materiei prime, de șgheaburi de turnare. Dar lucrări de construcție efective nu se realizează. Nu se realizează lucrări de construcție. Așa este definită investiția. Da. Nu se construiește nimic, nu se zidește nimic, nu se sapă nimic. Okay. Traficul va fi, se va intensifica traficul la pe amplasament, la faza de aducere pe amplasament a acestor materiale? Deci este un trafic nesemnificativ față de activitatea desfășurată de obiectiv în acest moment. Propriu zis, nu se construiește nimic, se montează, se asamblează niște echipamente pentru a pune în funcțiune acest cuptor. Dar desigur, dacă este să ne gândim cu câte mașini vine o piesă, putem să estimăm niște emisii de monoxid de carbon, de NOx și de SO2, ca să ajungem la un rezultat nerelevant, de fapt, pentru această investiție și pentru această etapă de construire. Vă rog să completați totuși raportul de... Am înțeles. Cu aceste cantități de emisii. În ordine. Tot în îndrumar,
tot la tipul acesta de cantități de emisii de poluanți, de pulbe, de data asta nu mai vorbim în timpul construcției, ci vorbim în timpul funcționării. Având în vedere gradul ridicat de poluare din municipiul Codlea, avem în raport, la pagina 12, instalate echipamente tehnologice, avem la mijloace de transport încărcător frontal o bucată multiplicitoare 4 bucăți, iar la gestionarea emisiilor de aer în aer, la pagina 22, la capitolul 4.2 aer, pagina 39, se spune următorul lucru. Au fost modelate dispersiile de poluanți pe întreaga durată a anului 2019, considerând ca singură sursă de emisii coșul de evacuare S1, coșul nou, restul emisiilor captate de la cuptoarele, fac pauză că e foarte mult scris acolo și mai sar peste anumite cuvinte, restul emisiilor captate de la cuptoarele de menținere existente nu sunt relevante. Tot la pagina 39 se spune de factorii de emisie derivați din concentrații raportate în buletinele de analiză. Prin ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor 3299 din 2012 privind aprobarea metodologiei de realizare și raportarea inventarelor privind emisie de poluanți în atmosferă, se spune următorul lucru la un anumit moment dat. Datele provenite din măsurări discontinue nu vor fi utilizate pentru elaborarea inventarelor de emisii. Se precizează că inventarul local de emisii pentru unitate industrială va cuprinde toate sursele de poluanți atmosferici existente în amplasamentul acestuia, indiferent de clasificare. Observația mea numărul 2 este următoarea. În următoarele documente, raportul privind impactul asupra mediului și raportul de modelare a dispersiilor atmosferă, nu sunt menționate cantitățile de emisii de poluanți gazoși și pulbe din perioada de funcționare a obiectivului. Observația numărul 3. 299/2012 prevede următoarele. Datele provenite din măsurători discontinue nu vor fi utilizate pentru elaborarea inventarului de emisii, ci inventarul local de emisii pentru o unitate industrială cuprinde toate sursele de poluanți de clasificare. Două întrebări am la acest aparent, factorii de emisie derivați din concentrațiile raportate în buletine sunt derivați din măsurători discontinue cu o frecvență redusă. Întrebarea este, factorii de emisie derivați din aceste concentrații raportate în buletine de analiză provin din măsurători discontinue sau din monitorizarea continuă a emisiilor? Nu. Deci... tocmai pentru că este un obiectiv cu serioase probleme și de poluare, adică potențial serioase probleme de poluare, s-au realizat două dispersii. Una cu factorii de emisie Coriner, așa cum spune ordinul 3299/2012, care pe baza căruia se fac inventarele locale sau anuale de emisii, și o altă dispersie s-a realizat cu factori de emisie calculați din buletinele de analiză. Deci, pentru a se vedea diferențe, să vedem în ce situație iese mai rău sau dacă poate că cu factorii de emisie din buletine de analiză modelarea dispersiei de poluanți poate să aducă informații, cum să spun, mai concrete legate de dispersia poluanților în atmosferă și distanțele până la care ajung acești poluanți. În niciunul dintre cazuri, în niciuna dintre situații, nu am avut concentrații care să depășească limitele prevăzute de legea 104 la o distanță mai mare de un kilometru de obiectiv. Deci, sigur, local există depășiri pe o rază de maxim, nu știu, acum nu am în față studiul, dar parcă era 324 de metri, dar la distanță de un kilometru, de peste un kilometru, nu există depășiri.
în niciuna dintre situațiile realizate prin modelare. Acum, eu aș vrea să înțeleagă toată lumea un pic contextul acestei abordări. În primul rând, această modelare a dispersiilor se face pe baza unor factori de emisie care sunt calculați și sunt recomandați la nivelul Uniunii Europene prin acest coriner 2019 și care prevede o situație, să spunem, ideală pentru agenții economici, adică care sunt factorii posibil de emis în situația în care agentul economic respectă legislația de mediu. Deci nu sunt niște factori de emisie care să arate o situație dezastruoasă a emisiilor de la un obiectiv. Și atunci, de aceea s-a făcut și această modelare pe baza buletinelor de analiză, să vedem dacă nu cumva prin aceste buletine de analiză, considerând situațiile cele mai defavorabile pentru populație, pot să ducă la concentrații de poluanți la nivelul zonei de protecție care să depășească limitele admise. Ok. Dacă îmi permiteți, aș avea eu o precizare, vă rog, legat de ce a spus doamna elaborator. Știți și dumneavoastră foarte bine că inventarele de emisii se realizează fie prin date obținute din măsurări continue, fie prin factori de emisii aprobați printr-o metodologie. La nivelul României sunt factorii de emisie aprobați prin metodologia MPA sau cei din AP42. Alți factori de emisie derivați de operatorii industriali trebuie să fie aprobați. Deci acesta este punctul de vedere al agenției. Iar legat de studiul de dispersie, dacă toți insistăm pe el, probabil că știți foarte bine că legea 104 are diferite perioade de mediere pentru indicatorii în funcție de care se stabilește calitatea aerului. Dumneavoastră ați făcut modelare numai pentru medii zilnice. Deci nu putem să spunem la acest moment care este efectiv impactul pe perioade scurte și pe perioade lungi. Perioade scurte sunt mediile orare, perioadele lungi sunt mediile anuale. Ca atare... Deci noi pentru modelarea dispersiei am folosit programul AUSTAL, care este programul recomandat de Ministerul Mediului și în care s-au introdus datele prevăzute de acest program. Pe de altă parte, știți foarte bine că nu putem să comparăm o valoare medie zilnică prognozată cu o valoare limită anuală sau orară. Trebuie prognozate valori concentrații la perioadele de mediere impuse de legislație. Da, dar aceste medii zilnice sunt calculate pe perioada întregului an. Deci nu am făcut medii zilnice pur și simplu, ci ele sunt pe perioada întregului an. Pe perioada unui întreg an și scrie asta în studiul de dispersie. Deci nu a fost pe o zi, deci a fost pe un întreg an. Stimată doamnă, eu nu pun la îndoială faptul că dumneavoastră ați avut în vedere activitatea desfășurată de operator pe parcursul unui an întreg și datele meteo folosite în modelare au fost cele aferente unui an calendaristic. Eu vorbesc de perioada de mediere. Știți bine că există diferite metode de calcul prin care se trece de la mediere pe termen scurt la mediere pe termen lung. Nu cred că are rost să intrăm în astfel de amănunte. Ideea este că acest studiu de dispersie, din punctul nostru de vedere, ar trebui reanalizat și completat cu informațiile necesare. Odată să ne asigurăm că au fost modelate toate sursele la capacitățile maxime instalate pe amplasament, că se studiază impactul cumulat al tuturor surselor,
ținând cont inclusiv de proiectele sau activitățile existente care pot genera emisii similare și având în vedere și măsurile de reducere implementate, acesta este și motivul pentru care noi am insistat asupra furnizării informațiilor privind eficiența redus, eficiența măsurilor de captare și de reținere a poluanților și ținând cont de asemenea și de perioadele de mediere pentru toate valorile limită din legea 104. Doar vreau să fac precizarea că modelarea s-a făcut ținând cont de coșul de dispersie la care se apreciază că va fi conectat tot sistemul de exhaustare al amplasamentului, adică toate sursele. Din acest motiv am luat acest coș ca și sursă centrală principală de emisie. Pentru emisii difuze este imposibil de realizat un studiu de dispersie. Pe de altă parte, ați auzit și dumneavoastră plângerile populației că acolo există emisii difuze, că există trape prin care pot să ajungă în atmosferă emisiile difuze să nu fie captate și evacuate prin sistemul de dispersie, prin coșul de dispersie. Bun, dar asta este o chestie de exploatare, iar noi vorbim de o situație în care trebuie să, ca agentul economic să se conformeze și să respecte cerințele BREF și BAT. Deci, dumneavoastră spuneți că se captează emisiile 100%? Nu, deci eu spun că... am și prezentat și în raportul de impact faptul că există surse de emisie difuze, dar acestea sunt, cum să spun, recunoscute și sunt cunoscute în această tehnologie. Și există un raport de măsuri în care am și descris măsurile care trebuie luate, printre care inclusiv această îmbunătățire a managementului emisiilor difuze este cuprinsă, este relevată. Ceea ce vreau eu să spun este că pe lângă sursele dirijate, punctuale, trebuie modelate și sursele de suprafață. Acestea sunt aferente traficului intern de pe amplasament și eventual emisiile difuze din hală, cumva dacă sunt semnificative. Dar acesta este un lucru pe care dumneavoastră din experiență știți cum trebuie făcut. Tot în continuare a observației numărul 3 raportat la ordinul acesta 3299, venea întrebarea firească de ce nu a fost realizat un inventar complet al emisiilor asociat funcționării SILNEF metalcasting la capacitatea maximă proiectată. Deci inventarul de emisii este, conform acestui ordin, este o obligație legală a agentului economic impusă prin autorizația de mediu. Pentru situația existentă, SILNEF Metal Casting depune în fiecare an inventarul emisiilor de poluanți. La obținerea autorizației integrate de mediu, când se va obține, bineînțeles că vor fi impuse și această cerință în fază de obținere a aprobării pentru un proiect, nu se face un astfel de inventar al emisiilor. Am înțeles, mulțumesc. Solicitarea de completare a raportului dumneavoastră, cea este următoarea, să completați raportul asupra mediului, cantitățile de emisii de poluanți gazoși și de pulbe, PM2,5, estimate conform prevederilor legale pentru funcționarea obiectivului la capacitatea maximă proiectată, care să includă emisiile provenite din procesele de topire, aliere, turnare, aliaje de aluminiu, turnativ nou, de topire existente, traficul rutier intern de pe amplasament datorat vehiculelor care asigură aprovizionarea cu materie primă și transportul produselor finite și a deșeurilor, funcționarea utilajelor mobile. Ok. Tot observația numărul 4, în raportul privind impactul asupra mediului, există informații referitoare la eficiența sistemelor pentru reținerea
poluanților și 2. Analiza conformării cu limitele la emisii asociate din decizia PAR din legislația națională în vigoare pentru funcționarea la capacitatea maximă proiectată. Așadar, vă solicit să completați raportul de impact asupra mediului cu informații datele referitoare la eficiența sistemelor de control și reducerea poluării pe sistem și poluant pentru a putea estima impactul real al obiectivului. Vă solicit totodată să completați raportul de impact asupra mediului cu informațiile și datele referitoare la conformarea cu limitele la emisii asociate din decizia PAR și din legislația națională în vigoare pentru funcționarea la capacitatea maximă proiectată. Tot în îndrumare, având în vedere cadrul ridicat de poluare din municipiul Codlea și cumularea efectului cu cele alte proiecte existente sau aprobate, ținând seama de orice probleme de mediu existente, avem un raport la pagina 38 la calitatea și condiții climatice, avem privind ponderea sectoarelor de activitate la emisie totală de poluanți. Aici am de făcut observația numărul 5. Având în vedere gradul ridicat de poluare din municipiul Codlea, așteptăm acest îndrumar în vederea elaborării raportului, informațiile din capitolul 3.2, calitatea aerului și condiții climatice, sunt irelevante, deoarece în tabelul 3.2.1 sunt prezentate doar ponderile în procente a emisiilor aferente anului 2013 și lipsesc o serie de categorii de surse aferente orașului municipiului Codlea. Solicitarea de completare este următoarea. Vă solicit să completați raportul de impact asupra mediului actualizate privind emisiile de poluanți gazoși, NOx, SO2, etc., și de pulberi PM10, PM2,5, aferente surselor de emisie din municipiul Codlea, industrie, încălzire rezidențială, trafic, etc. Totodată, vă solicit să completați raportul de impact asupra mediului cu informații actualizate privind calitatea aerului în municipiul Codlea, cel puțin pentru următorii indicatori. NOx, 2NO2, PM10, PM2,5. Tot avem îndrumarul, numai un pic, că sunt foarte, foarte multe date cu care nu vreau să vă plictisesc. Avem datele provenite din măsurări discontinue nu vor putea fi utilizate pentru elaborarea inventarului de emisie. La observația numărul 6. Din analiza celor menționate mai sus, documentul respectiv vă va aparveni deja, veți putea să-l analizați și să dați un răspuns în scris. Din analiza celor menționate se constată următoarele. A fost luată în considerare doar o singură sursă de emisie, coșul de evacuare S1, coșul nou, și au fost omise restul surselor de emisie de pe amplasament care pot avea impact. Traficul rutier intern, utilaje mobile nerutiere și coșul de evacuare 2. Chiar putem vorbi urmare intervențiilor din această dezbatere publică și de aceste emisii difuze care există și care, chiar dacă nu afectează, nu știm dacă afectează calitatea aerului, dar cu siguranță afectează calitatea vieții angajaților acestei topitorii, care sunt obligați să respire acei compuși toxici care sunt emanați acolo. Deci, 2. Nu a fost estimat prin modelarea dispersiei poluanților impactul asupra calității aerului asupra tuturor surselor de emisie de pe amplasament atunci când SINEF Metal Casting funcționează la capacitatea maxim proiectată, dacă factorii de emisie derivați din concentrații raportate în buletinile de analiză provin din măsuri discontinue, atunci impactul asupra aerului obținut cu setul de date A este irelevant sau neplauzibil. Nu a fost realizată modelarea dispersiei poluanților pentru NO2. Nu este clar ce reprezintă PM, TSP, PM10, PM2,5. Nu este clar dacă PM depunere reprezintă indicatorul pulberi sedimentabile.
Eroarea probabilă declarată pentru determinarea impactului asupra calității aerului este foarte mică, chiar neplauzibilă, mai ales pentru setul de date A, în cazul în care aceste date provin din măsurători discontinue. Nu s-a făcut o analiză cumulată asupra calității aerului în municipiul Codlea, luându-se în considerare impactul maxim datorat funcționării acestui obiectiv, dacă funcționează la capacitatea maximă proiectată și a celorlalte surse de emisie existente în oraș, având în vedere observațiile anterioare, concluzia raportului de modelare este neveridică la acest moment. Această concluzie este: funcționarea obiectivului va afecta doar local mediul și nu va afecta zonele locuite prin poluanții rezultați din procesul de producție, mai ales în situația în care APM Brașov consideră că în municipiul Codlea gradul de poluare este ridicat. Solicitările de completare sunt următoarele. Numărul 7. Vă solicit să completați raportul de impact asupra mediului cu rezultatele privind impactul asupra aerului datorat funcționării la capacitatea maximă a Sinef Metal Casting pentru toți poluanții relevanți, inclusiv NO2, luându-se în considerare toate sursele de emisie de pe amplasament. Numărul 8. Vă solicit să completați raportul de impact asupra mediului cu o analiză cumulată asupra calității aerului în municipiul Codlea, luându-se în considerare impactul funcționării Sinef Metal Casting dacă funcționează la capacitatea maximă. Și vă solicit să aduceți completări și să explicați calculele referitoare la eroare probabilă, exemplificând detalii în modul de calcul pentru toți poluanții prezentați în tabele pentru fiecare set de date A și B. Observația numărul 7. Având în vedere observațiile de mai sus, în prezentul document, precum și solicitările de completare, pot concluziona, pot afirma că concluzia din capitolul 8, capitolul 9.8 este prematură și inconsistentă. Și în final, vă solicit să reevaluați concluzia din capitolul 9.8 din raportul de impact asupra mediului după ce sunt aduse toate completările solicitate mai sus. Acesta este punctul meu de vedere la acest moment. Aștept răspuns în scris. În ceea ce privește monitorizare permanentă a acestui obiectiv, luând în considerare toate problemele care au existat în trecut, cred că pot discuta la revizuirea autorizației de mediu în momentul când se va discuta despre autorizația de mediu. Vă mulțumesc mult! Mulțumim și noi! Mulțumim! Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, doamna Dana? Doamna Dana, aici scrie. Doamna Adriana? Mai dorește cineva să ia cuvântul la dezbaterea publică? M-auziți măcar? Considerăm. Eu doar vreau două lucruri să spun legat de toate observațiile făcute de domnul Agache. Aș vrea să explic că eroarea este calculată considerând ca exact factorii de emisie. Deci nu include imprecizii ai factorilor de emisii. Deci nu știu la ce eroare se referă domnul Agache. Deci este un calcul cu niște factori de emisie preciși, fără eroare, fără nimic. Deci nu știu la ce imprecizie. Și pe de altă parte, mai vreau să spun că în legea 204, monoxidul de NOX-ul și dioxidul de azot are limite comune, deci nu știu cum ar trebui să facem, adică la ce ar trebui, cum ar trebui să facem modelarea. Dacă îmi permiteți să intervin, legat de limitele din legea 104, există limită pentru dioxidul de azot, limită orară, limită anuală, valoare limită orară, valoare limită anuală. Iar pentru oxizii de azot există numai pentru protecția vegetației.
ceea ce nu se evaluează în cadrul unui municipiu. Acesta este punctul de vedere al agenției. Bun, deci să înțeleg că se dorește evaluarea, adică realizarea dispersiei emisiilor și pentru dioxidul de azot. Este o întrebare la care domnul Agache poate să răspundă, dar din ce am înțeles eu, da. Da, da. Trebuie să fiți stimată, doamnă, că este mult mai, documentul pe care l-am elaborat este mult mai mare și de acolo veți înțelege. Fiind o doar o dezbatere publică, nu pot să monopolizez cu elementele întreaga. Ce spune că nu pot să fiu mai detaliat în momentul de față, dar cu siguranță, văzând documentul, veți putea răspunde în scris, așa că încât oriunde complex și conform cu prevederile legale. Am înțeles. Deci, ca urmare, APM Brașov va elabora un îndrumar care va cuprinde toate completările necesare la studiul de dispersie și la raportul de la studiul de impact asupra mediului. Se va întocmi procesul verbal al dezbaterii publice și se va răspunde și redirect la toate întrebările, la toate solicitările și se va redirecționa către toate instituțiile abilitate să răspundă la acestea, respectiv DSP și Garda de Mediu. Iar operatorul va trebui să răspundă la întrebările la care este puse de populație și de populație, că domnul Agache și domnul Ervin Albu din partea populației Codlea, a municipiului Codlea, au intervenit. Dacă nu mai sunt alți doritori să ia cuvântul la dezbaterea publică, declar închisă această dezbatere. Punctul de vedere al primăriei. Primăria n-a vorbit. Primăria n-a trebuit Primăria Codlea. Primăria Codlea. Vă rugăm să ne spuneți punctul de vedere. Punctul de vedere al primăriei Codlea a fost și înscris și în această dezbatere. Își dorește întocmirea unui studiu de impact asupra sănătății populației, din câte am înțeles eu. Exact, da, arhitecta șefă. Bine, mulțumesc. Dorim studiul de impact, dorim aprofundarea și studiul de impact asupra mediului și asupra sănătății populației. Când se vor depune acte la primărie în vedere autorizației de construire, le vom studia și noi în detaliu. Vom avea și noi opinia specialiștilor și vom emite autorizația de cauză. Până una alta ne menținem punctul de vedere vis-a-vis de studiul de impact asupra sănătății populației. Punctul dumneavoastră de vedere va fi redistribuit către DSP să răspundă la decizia dânșilor, de ce au luat această decizie. Mulțumim. Și o să vi-l transmitem și dumneavoastră, bineînțeles. Mulțumim. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul la dezbaterea publică? Da, voi deam sunt. Mai am o mare rugăminte la dumneavoastră, prin prisma meseriei mele, prin prisma serviciului meu. Am o imagine panoramică asupra Sirnefului și pot să vă spun cu sinceritate că pe perioada serii, cu precădere și pe nocturn mai ales, mi se aduce la cunoștință de toți cei cu care interacționez și îmi trec pe acolo destui oameni cu care intru în contact. Pe timp de noapte, Silneful degajă în atmosferă foarte multe, nu știu cum să le numesc, pulberi. Deci eu vreau să informez tot ceea ce înseamnă autorități ale statului. Eu am copii. Nu știu dacă ceilalți nu le pasă, dar mie îmi pasă. Eu vreau ca acești copii să-mi crească într-o atmosferă fizică, într-un aer curat. Eu am o mașină albă. Eu dacă o spăl astăzi și o las afară, până mâine, o spăl după masă la ora 4 și o las afară până mâine. Eu a doua zi, dacă veniți și luați mostre de pe ea, o să vă speriați.
este înfiorător. În casă avem pulberi, eu nu știu de unde și într-un final aveam să aflu și de unde. Pe deasupra, în ultima perioadă, în ultimii 3 ani de zile și aveam să aflu, pentru că eu nu am știut că peste timp această fabrică a venit și s-a pus acolo unde e acum amplasată, dar peste timp aveam să aflu cauza tusei mele inexplicabile. Eu, un om sănătos, care nu sufăr de absolut nimic, eu am o tuse inexplicabilă. Și n-am nici 60 de ani, n-am nici 50 de ani. Deci sunt un om tânăr care tușesc. De unde? Nu știu. Vin un pic. Care este programul de lucru? În 3 schimburi? Programul... Nu știu să ne răspundă. Da. Domnii de la Silnef. Programul de lucru al unei purtătorii este non-stop. Non-stop, deci 24 din 24, da. Citatele în categoria nu vă auziți, domnul Hâncu. Nu vă auziți deloc. Domnul Agache, cu tot respectul, avem un regulament de participare la dezbatere. Nu. Ce vreau să spun este că nu vă auziți. Nu se aude nimic din internet. Nu, puteți vorbi, dar nu se aude. Nu vă auziți, domnul Hâncu. Da, au răspuns la întrebare. Deci 24 din 24 funcționează și noaptea. Și este același proces de producție. Cu domnii de la Silnev vorbesc acum. Exact, corect. Aceleași tipuri de deșeuri, aceeași capacitate, aceeași tot. Da, corect, confirmăm. Și atunci, de ce noaptea locuitorii spun că există emisii mai mari decât ziua? Devin la ceea ce am precizat anterior. Există un sistem de filtrare a emisiilor extrem de performant, care a fost pus în funcțiune și de un an de zile nu mai sunt genul acesta de emisii. Au fost situații în trecut, la cererea primăriei, la cererea gărzii de mediu, am luat măsuri de urgență, că așa ni s-au cerut, pentru a rezolva această problemă. Și am rezolvat-o. Ca atare, în ultima perioadă, nu au mai existat genul acesta de emisii. Eu nu știu de ce vorbește doamna, dar vorbesc de ultimul an, ultimele 9 luni, cel puțin, când nu au mai existat. Menționez că activitatea turnătoriei a continuat și pe perioada pandemiei. Deci domnul Alzu, care a intervenit mai devreme, îl informez pe această cale că noi nu am fost opriți în această perioadă. Dumneavoastră cunoaște foarte bine aceste detalii. Și domnul Agache, care își desfășoară activitatea foarte aproape de turnătorie, poate să confirme. Confirmați, domnul Agache, vă rog frumos. Da, deci din acest punct de vedere al emisiilor pe care le faceți dumneavoastră, este evident că există o îmbunătățire radicală. Nu am negat, eu nu am punctul de vedere al lui Albu, deci să nu mă amestecați cu el, vă rog. În schimb, trebuie să recunosc că luând în considerare faptul că veți crește substanțial de mult capacitatea de producție, este evident că încă din această fază trebuie să ne asigurăm atât autoritățile competente cât și cetățenii că întreg procesul de lucru va fi un proces de lucru în așa fel încât emisiile să fie cât mai puține și să se încadreze în parametri. Noi, cetățenii, ne-am dorit o monitorizare permanentă, direct la sursă, la coș. Online, la niște camere de luat vedere, dar aceste lucruri le vom discuta la momentul în care va veni procedura privind autorizația integrată de mediu. Mesajul nostru al locuitorilor din Codlea este următorul. Probabil veți lucra în continuare la Codlea, dar va trebui să investiți pentru a asigura populația că nu vor exista și acele așa zise accidente și că toți cetățenii din Codlea vor putea avea acces în timp real la date care să arate gradul dumneavoastră de poluare la Codlea, ca să vorbesc generic. Asta este tot. Nu vrea nimeni, cel puțin eu nu știu ca să dorească cineva să vă oprească activitatea, nici nu se poate acest lucru,
dar cu siguranță Casing va trebui să facă eforturi suplimentare pentru ca să poată să asigure locuitorii din Codlea că activitatea este o activitate relativ nepoluantă. Dar le discutăm la autorizația integrată de mediu când va fi. Aș vrea totuși să rog elaboratorul să analizeze de la acest moment, de la acest nivel, frecvența de monitorizare, ținând cont de toate criteriile care au fost anterior enumerate de noi. Vă rog mult. Aș vrea să completez pentru domnul Agacea, cărui opinie o respectăm în mod deosebit și vorbesc că instalația de filtrare este specială, cu ultimă generație, acoperă întreaga capacitate de producție a fabricii, inclusiv cea care urmează să se dezvolte, da? Are în plus și o rezervă și este prevăzut cu o serie întreagă de senzori care monitorizează aceste emisii. Dacă doriți, putem să ne conectăm cu un echipament care să transmită în timp util aceste emisii și garanția că lucrurile sunt sub control. Sigur că da. Dacă doriți, voi veni cu specialiști în domeniu cu care putem să elaborăm o strategie în acest sens, tocmai pentru a liniști opinia publică din Codlea, fără nicio problemă. Domnul Agache, sunteți invitatul nostru, vă stăm la dispoziție când doriți să puteți să veniți, să purtăm un dialog, să găsim niște soluții viabile pentru această reformă. Mulțumim frumos! Bun, mai dorește cineva să ia cuvântul la dezbatere? Atunci declar închisă dezbaterea publică și ne auzim. Mulțumesc și eu pentru participare, pentru toți care au participat și autorități și public interesat. O seară frumoasă vă doresc. La revedere. Seară frumoasă, numai bine. La revedere. Domnul Hâncu, poate îmi dați și mie înregistrarea. Vă rog frumos.